Sportivii de la CSM Drobeta au luptat asemeni vechilor greci la Cupa Iancu de Hunedoara la lupte libere și au cucerit 10 medalii. Competiția de pe Cerna, prima a toamnei rezervată copiilor născuți în anii 1997, 1998 și 1999, i-a găsit la un bun nivel de pregătire pe sportivii severineni antrenați de Marin Dobrescu. Am participat la o competiție care deja e tradițională, e vorba de competiția Iancu de Hunedoara, competiție adresată luptătorilor din categoria junior 3. Competiție la care noi am participat cu un număr de 15 sportivi, dintre care numai 6 îndeplineau condițiile de vârstă, celălalt fiind mai mici cu 4 ani. Am participat cu acest sportiv și am obținut 10 medalii din 15 sportivi, dintre care aur, 4 de argint și 3 de bronz. Uite așa că am reușit la o participare numeroasă. 150 de participanți au fost din județele Cluj, județul Timiș, județul Caraș-Severin, Dolj, Gorj și Mehedinți. Rezultatele bune de la acest concurs le dau antrenorilor severineni încredere că istoria se poate repeta și la următoarele competiții programate până la finalul anului. A fost o bună verificare, mai ales că peste doar 3 săptămâni de zile vom participa la zona pentru copiii 2 și apoi la zona pentru junior 3, care vine în lunile octombrie și noiembrie. A fost un bun sistem de verificare, un sistem care, în urma căruia, un concurs în urma căruia, am reușit să stabilim niște repere și să avem speranțe foarte bune pentru anul acesta competițional. Finalele la copii 1 și copii 2 vor avea loc la Târgoviște în lunile octombrie, respectiv noiembrie, iar etapele de zonă se vor desfășura la Jimbolia și Timișoara. Nici măcar una din grupele de juniori republicani severineni de la cele două formații de fotbal care ne reprezintă în seria a patra a campionatului național nu au reușit să se impună în cadrul etapei a treia. Cele mai bune rezultate le-a obținut gruparea Clubului Sportiv Școlar Drobeta. Elevii pregătiți de Marian Brihac au terminat la egalitate ambele dispute avute pe termo împotriva Clubului Școlar Județean Știința Universitatea Craiova. La amândouă grupele și la juniori și la juniori noi am obținut rezultate de egalitate. 2-2 la juniori și 1-1 la juniori B. Oricum, rezultatele nu sunt conforme cu realitatea din teren. Noi am fost mai buni decât adversarul, dar lipsa de concentrare în faza de finalizare și unele greșeli pe faza defensivă au dus ca rezultatul să fie egal. Aveți până acum două victorii, un egal, practic nicio înfrângere. Da, suntem neînvinși în acest campionat, avem două victorii și un egal și duminică avem deplasarea la Târgu Jiu, unde sperăm să reedităm jocurile bune făcute până acum, ca să nu mai arătăm așa ocazii tare și pe baza defensivă să nu greșim. Adică să nu ne mai apântăm așa mult în atac, pentru că jocul greșeală așteaptă și trebuie să judece jucătorul în teren, trebuie să judece momentul prielnic. Dacă trupele CSS-ului par să se fi conturat bine de tot, echipele de juniori ale nou înființate ASE Frontiera Drobeta încă se caută. Iar asta se reflectă cel mai clar în rezultatele avute în deplasarea de la ACSM Râmnicu-Vâlcea. 0-7 la juniorii mari și 0-6 la juniorii B. După primele 3 etape, juniorii ambelor grupe de la CSS Drobeta sunt pe locul 3 cu 7 puncte, în vreme ce tinerii de la Frontiera Drobeta au suferit înfrângeri pe linie. Etapa viitoare, CSS Drobeta va juca în deplasare la Pandurii Târgu Jiu, iar Frontiera pe teren propriu contra liceului cu program sportiv din Târgu Jiu.